Bine v-am regăsit, dragii noștri! Un mijloc prin care demonii sunt alungați, pornirile de tot felul ale trupului sunt ținute în frâu, iar starea de sănătate este revigorată. Așa descriu textele scripturistice și părinți importanți ai bisericii postul. Despre post vom vorbi și noi astăzi împreună cu un invitat de suflet al emisiunii noastre. Este vorba despre preasfințitul părinte Benedict Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Preasfinția voastră, bine ați revenit la Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi! Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru provocarea generoasă pe care mi-ați făcut-o de a fi împreună cu dumneavoastră și cu cei care sunt alături de noi în această zi. Noi vă mulțumim, este întotdeauna o bucurie, mai ales că astăzi abordăm și un subiect atât de interesant și cred eu că este bine că atunci când pornim la orice drum să știm din timp unde vrem să ajungem, la fel și cu această cale a postului. Atunci când ne dorim să pășim pe ea, este bine să știm de ce facem acest act de cult și de voință până la urmă. Și de aceea sper ca emisiunea de astăzi să fie lămuritoare pentru cei care și-au propus să postească și poate și mai lămuritoare pentru cei care nu și-au propus acest lucru. Aș vrea să vedem pentru început de ce postim, fiindcă de multe ori ni se pune în față textul scripturistic în care Mântuitorul Hristos spune că nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din sufletul omului. Și aș dori să citesc acest text pe care îl găsim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 7, versetele de la 14 până la 23. Ne spune evanghelistul în felul următor: și chemând iarăși mulțimea la el, le zicea: ascultați-mă toți și înțelegeți, nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să poată să-l spurce, dar cele ce ies din om, acelea sunt care îl spurcă. De are cineva urechi de auzit să audă. Și când a intrat în casă de la mulțime, l-au întrebat ucenicii despre această pildă și el le-a zis: așadar și voi sunteți nepricepuți, nu înțelegeți oare că tot ce intră în om din afară nu poate să-l spurce, că nu intră în inima lui, ci în pântece și iese afară pe calea sa, bucatele fiind toate curate. Dar zicea că ceea ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci din lăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoțiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul pismaș, hula, trufia, ușurătatea. Toate aceste rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Așadar, de ce să mai postim dacă Hristos spune că nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om? În primul rând, aici, în fragmentul pe care dumneavoastră l-ați citat, se întâlnește acea ambivalență, și anume omul exterior și omul lăuntric. Noul Testament și legea cea nouă pe care o aduce Domnul tocmai vizează acest transfer dinspre omul exterior spre omul lăuntric. Adică nu e vorba propriu-zis de post, deși este citat acest fragment în legătură cu postul, ci mai degrabă în acest context era vorba de o împlinire a rânduielilor celor vechi dintr-o perspectivă juridică exterioară a legii pe care noi o numim vechi, nu? În sensul acesta, și care l-avea în vedere mai ales pe omul exterior în manifestările sale din afară. Și viziunea asupra vieții în acel moment prevedea mai ales respectarea în literă a tuturor prescripțiilor religioase, în așa fel încât, să zicem, personalitatea morală să fie vizibilă în afară și să fie confirmată în consecințe. Dar Domnul mută acest accent și apoi, sigur, Sfântul Apostol Pavel va fi cel care va și teologisi mult pe această relație dintre omul exterior și omul lăuntric, în sensul în care el arată că chiar și gesturile exterioare, chiar și formele acestea religioase exterioare nu au o relevanță totală decât în măsura în care ele sunt însoțite cu o transformare la nivel lăuntric sau sunt, să spunem așa, însoțite, sunt argumentate și sunt validate într-un fel printr-o transformare lăuntrică. Și de aceea vedeți că în partea a doua se și pomenește de trăirile acestea lăuntrice care se manifestă în sens invers, nu? Cele din afară intră în om și nu pot să-l spurce pe om pentru că nu sunt consistente omului și, cum să spun, nu sunt determinante pentru om, nu? Mâncarea și celelalte, până la urmă, ele sunt lăsate de Dumnezeu ca să susțină viața omului, nu? Însă trăirile lăuntrice și mai ales exprimate în sens negativ, în sensul unui praxis negativ, să spunem așa, ele sunt cele care reflectă starea inimii. Și atunci ele sunt proprii
omului. Și în măsura în care se manifestă în afară, de fapt, îl vedeți pe om într-un anumit comportament, într-o anumită stare care nu îl favorizează, să zicem, în sensul acesta al stării drepte înaintea lui Dumnezeu, a unei ipostaze conforme cu învățătura și, să spunem, cel puțin cu așteptările sau cu ceea ce el crede despre sine că reflectă în viețuirea lui cotidiană. Deci, în sensul acesta, avem în vedere cele două realități, omul exterior și omul lăuntric. Și tot timpul, pornind de la acest fragment, înțelegem că chiar și cele exterioare, care de altfel vom vedea că sunt necesare argumentând mai pe parcursul emisiunii, dar cele exterioare, ca să fie complete, au nevoie de o componentă lăuntrică care să le valideze și să le dea sens. Să le dea sens în sensul acesta. Și de aceea vedeți, accentul cade pe trăirile lăuntrice, pentru că postul sau toate celelalte manifestări religioase, de fapt, au în vedere transformarea lăuntrică a omului. Sfântul Marcu Ascetu, el spune că Hristos se află ascuns în poruncile lui și pe măsură ce le împlinim, îl aflăm pe Hristos. Deci, e vorba de o transformare lăuntrică și această transformare lăuntrică, de fapt, ne așează în fața lui Hristos. Acesta este scopul, până la urmă, al oricărui act religios exterior, să spunem, și acum referindu-ne în mod deosebit la post. Postul, ca și un comportament anume, ca și o respectare a unei prevederi a legii, are în sensul Noului Testament, cel inaugurat de Domnul, și apoi ziceam, argumentat mai încolo de Sfântul Apostol Pavel, are această semnificație de a ne așeza înaintea Domnului și în sensul acesta de a parcurge o transformare lăuntrică, în așa fel încât să putem să ne apropiem de Domnul și să se întâmple această relație pe care ne-o dorim de pe urma unui comportament anume religios. Important este să nu rămânem la cele exterioare, fiindcă nu sunt eficiente ele în sine. Știm că evreii aveau acea învățătură despre alimente curate, alimente necurate și Mântuitorul tocmai din cauza aceasta le spune că nu atât ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese, fiindcă de multe ori farisei, cărturarii sau poate chiar oameni din popor țineau cu strictețe aceste reguli, însă făceau toate celelalte păcate pe care le amintește Scriptura. Tocmai erau atenți la cele exterioare și mai puțin la cele lăuntrice, adică dispoziția sufletească nu era foarte vizibilă în comportamentele lor. De aceea e cunoscut acest cuvânt, nu? Litera ucide, iar Duhul dă viață. Nu? Noi vorbim aici de un Duh, pentru că orice gest trebuie să fie însoțit de un Duh anume. Fiindcă am vorbit despre lucrurile acestea exterioare, știm că sunt oameni care asumă diferite diete și unele diete sunt chiar mai drastice decât postul nostru. Sunt oameni care adoptă un stil de viață vegan, ro-vegan. Alții care țin o simplă dietă, o simplă cură de slăbire. Care este diferența dintre post și o dietă? Aș îndrăzni să accentuez aici o anumită perspectivă a mentalității contemporane, și anume un fel de secularizare a valorilor religioase. Și în cazul acesta vedeți și dieta. Dieta este un post secularizat. Adică un post în sensul acesta care se întoarce și vizează mai ales acel eu, persoana mea, nu? Ține de o anumită înțelegere a vieții și zice mai ales în sensul acesta fizic, nu? Dieta mă face să arăt într-un anumit fel, dar îmi dă și o stare de sănătate, care de altfel nu sunt neapărat condamnabile. Însă sunt lucruri diferite pentru că scopul este diferit și pentru că Duhul care reflectă aceste două manifestări, bineînțeles că este diferit. Ce înseamnă pentru noi postul? Ar fi multe argumente de spus, dar eu zic așa, să zicem în sinteză cumva, noi facem ceea ce au făcut cei dinaintea noastră și facem mai ales ceea ce a făcut Domnul. Și în felul acesta postul ne așează înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Hristos, care ne-a învățat cum să facem lucrurile, dar în același timp ne așează într-o disciplină a bisericii. Postul e foarte important, să spunem, este o disciplină a bisericii. De aceea noi postim miercurea și vinerea, de aceea noi postim în posturile mari și nu postim pur și simplu, eu știu, în zilele de peste săptămână, așa la întâmplare, cum ar presupune o dietă, să zicem, în feluritele ei forme. Este un act de cult până la urmă. Exact, și un act comunitar.
Postim miercuri și vineri pentru că întreaga biserică postește miercurea și vinerea. Postim în posturile mari pentru că întreaga biserică postește în aceste perioade. Deci, este un act individual pe de o parte, pentru că eu sunt cel care ader la un astfel de comportament, dar în același timp este un act de mărturisire și de comuniune cu întreaga biserică, care ea însăși face lucrul acesta în perioadele rânduite. Și zic, nu că biserica ar fi inventat postul, bineînțeles, nu? E vorba de Vechiul Testament, dar cred că în general, în oricare religie există această preocupare, să spunem, pentru un post, într-o variantă sau alta. Dar în sensul acesta, noi ne și validăm și ne așezăm într-o comuniune cu biserica, într-o comuniune a bisericii, dar într-o comuniune de credință și de practică. Și atunci, cumva ceea ce facem noi, are în vedere această apropiere de Domnul, dar are în vedere apropierea de Domnul în biserică și actul în sine produce rezultate, să spunem, atât pentru noi, cât și pentru comunitatea bisericii. Și atunci, sigur, nu este condamnabilă nici o dietă sau celelalte, dar ceea ce este condamnabil este confuzia. O dietă nu este post. Putem să facem diete dacă avem nevoie din punct de vedere medical sau, eu știu, sportiv, dacă exigențele noastre pe linia aceasta sau estetic. O cer, sau estetic, dar nu se confunda cu postul. Postul este, ziceam, o disciplină a bisericii prin care ne asemănăm cu Hristos. Postul este însoțit, bineînțeles, în biserică de celelalte practici. Nu merge niciodată de unul singur, adică mă refer de un program duhovnicesc, adică asta înseamnă program de rugăciune, program de spovedanie, de participare la Sfânta Liturghie, lectură din Sfânta Scriptură, lectură din autorii duhovnicești. Adică în sensul acesta, vedeți, este una dintre componentele necesare pentru o viață activă în biserică. Și atunci, în sensul acesta, dacă îi facem lectura în această paradigmă, vom avea și foloasele despre care ne încredințează cei care înaintea noastră au trăit deja această experiență și pot să ne dea mărturie pozitivă despre ce presupune postul și care sunt rezultatele duhovnicești pe care ni le propune acesta. Există rezultate duhovnicești, zic, pentru post, la fel cum pot să existe rezultate în paradigma specifică pentru o dietă sau, eu știu, pentru un regim generat de o situație sau alta din viața noastră. Deci cred că până la urmă le putem accepta pe amândouă, dar fără confuzie, dar niciodată lăsat deoparte postul bisericii, care are cu totul o altă semnificație decât ceea ce se numește în vremurile noastre dieta sau regimul sau mai știu eu cum am putea să numim aceste practici. Contează foarte mult cum ne raportăm la post, care este atitudinea noastră. Și legat de acest lucru, știm că Mântuitorul Hristos face o serie de recomandări și aș vrea să citesc un text din Evanghelia după Matei, de la capitolul 6, versetele de la 16 până la 18. Ne spune Mântuitorul: când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, că ei își smolesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat gresc vouă și au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti ție. Așadar, cel care postește n-ar trebui să adopte o atitudine posomorâtă, o atitudine tristă, ci dimpotrivă. Însă, în alt loc, spune Mântuitorul Hristos, tot în Evanghelia după Matei, însă de data aceasta la capitolul 9, versetul 15, și Iisus le-a zis: pot oare fi nunții să fie triști câtă vreme mirele este cu ei, dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Aici Hristos spune că postul nu este adecvat stării fericite în care el, mirele bisericii, este mijlocul apostolilor. Până la urmă, care ar trebui să fie atitudinea postitorului? Le luăm pe rând cele două locuri pe care le-ați evocat. În primul rând, postul incompatibil cu tristețea, cu zmolirea feței, așa cum se pomenește, cum Domnul însuși ne arată. Și acolo e vorba de aceeași ambivalență, omul exterior, omul lăuntric, nu?
De ce? Pentru că în vremea respectivă chiar așa se întâmpla. Cine postea își transforma înfățișarea exterioară în așa fel încât ceilalți să știe despre lucrul acesta. Se îmbrăca în sac, punea cenușă în cap. Exact. Era o formă mai degrabă exterioară. Și atunci zice Domnul, nu acest e lucru ce e mai important. Ci chiar dacă postești, și sigur, postul aduce cu sine, cum să spun, o vulnerabilizare, o scădere a puterilor fizice, deci, într-un fel, poate să se întâmple anumite manifestări de genul acesta, însă, accentul pe care Domnul îl pune este pe starea lăuntrică, pe starea lăuntrică care este una a bucuriei, pentru că dacă trupul slăbește, Duhul crește în posibilitatea aceasta a trăirilor intense. Și atunci, sigur că lăuntrul omului sau omul lăuntric este cel care generează o anumită înfățișare exterioară, nu invers, nu? Și atunci, care este acea înfățișare exterioară? Fața luminată, fața curată, spălată și capul uns, așa cum zice Domnul. Și sigur că părinții bisericii dau și o interpretare mistică, să spunem, sau duhovnicească aceste exprimări, în sensul în care fața ta o spală, le exprimă pe omul în exterioritatea lui. Adică chiar în înfățișarea fizică și zicem, mai ales în ceea ce privește lucrarea exterioară. Iar ungeți capul tău, asta înseamnă mintea, adică e vorba și de un post la nivel lăuntric, în sensul în care cele exterioare însoțesc și, să zicem, creează cadrul necesar pentru un post lăuntric al minții. E vorba de disciplina minții, așa cum apare în teologia filocalică, în scrierile filocalice. O disciplină a minții în care nu ne curățim doar partea exterioară, pe care o presupune și postul, ci mai ales avem în vedere o purificare a minții, în așa fel încât mintea curată să genereze înțelesuri în consecință și apoi, sigur, comportamente în consecință. Deci nu neapărat din afară înspre înăuntru, ci din nou iarăși, dinspre înăuntru înspre afară. Dar oricum, cele două componente se susțin una pe cealaltă. E foarte important să spunem lucrul acesta. Deci, în general, oamenii lui Dumnezeu, postitori și care au înțeles semnificația postului, erau tot mai luminoși, tot mai bucuroși, tot mai disponibili înspre ceilalți și credem că acesta este și criteriul prin care noi ne validăm într-o înțelegere corectă a postului. Alminte, dacă alături de post adăugăm frustrare și judecată față de ceilalți, că nu sunt ca și noi sau că nu împlinesc regulamentele, legile, rânduielele precum noi, atunci înseamnă că lipsește această componentă lăuntrică care este de fapt esențială și care o validează pe cealaltă exterioară. Iar în ceea ce privește cel de-al doilea fragment pe care l-ați evocat, relația ucenici-mire și postul incompatibil cu prezența mirelui, e limpede că și în plan uman, nu? Când te duci la nuntă, nu mănânci de post, nu? Și de altfel nici nu ținem să fac în post. Dar și de aici înțelege, pentru că o nuntă presupune bucurie. Dar ce înseamnă o nuntă? Prezența mirelui, prezența protagonistului sărbătorii, să spunem așa, nu? Atunci zicea Domnul, nu e nevoie acum de post pentru că mirele este cu voi, Hristos era acolo. De altfel a fost acuza aceasta, vedeți, a celor care posteau și ziceau despre ucenicii Domnului că nu postesc și că nu respectă legea. Și atunci Domnul a zis, păi nu respectă legea pentru că acum mirele este cu ei. E o permanentă sărbătoare. Haideți să înțelegem așa, să zicem așa. Dar zice Domnul, va veni vremea când mirele se va lua de la ei și atunci sigur vor posti. Înțelegem de aici că una dintre semnificațiile postului este tocmai dorul de mire, starea de așteptare. Te pregătești pentru nunta cea mare. Și atunci, postul înseamnă a trăi această stare de incompletă bucurie, de așteptare și recunoașterea faptului că nu suntem încă la capăt, ci că suntem în această perioadă în care trăim cu credință și cu nădejdea că se va întâmpla întâlnirea între noi și Domnul și că vom intra la nuntă. De altfel, vedeți că probabil cea mai frecventă metaforă pentru Împărăția Lui Dumnezeu este nunta, cina. Și atunci noi ne pregătim pentru această nuntă. Atunci ucenicii erau la nuntă. Dar noi acum trăim ceea ce ar zice Domnul în Evanghelia după Luca, între deja și nu încă. Noi avem această arvună a nunții, a bucuriei de a fi cu Domnul și El este în biserică. Dar, într-un mod deplin, va fi atunci în Împărăția Lui. Vedeți că și când ne împărtășim, zicem, printr-o parte, dă-ne nouă mai cu adevărat să ne împărtășim în ziua cea neînserată a împărăției tale. Păi împărtășirea înseamnă nunta aceasta. Și de aceea noi postim, în sensul că mărturisim că starea noastră este încă nedeplină și că îl așteptăm pe Domnul. Te postim de dorul mirelui. Și atunci, sigur, când va fi nunta, nu va mai fi nevoie de postul acesta pentru că ne vom împărtăși cu dragostea
lui Dumnezeu. Este cuvântul Sfântului Isaac Siru, care atât de deosebit exprimă această stare în împărăție, ca o nuntă în care noi mâncăm din bucatele dragostei. Ne vom împărtăși, zice el, cu dragostea lui Hristos, care bineînțeles că, cu toate că aduce sațietate, ea va fi tot mai mare, tot mai mare și omul se va putea împărtăși gradual tot mai mult, tot mai mult de această dragoste și va participa la această nuntă despre care Domnul vorbea ucenicilor și pe care ne-a promis-o și nouă. Așadar, postim și de dorul mirelui. Prin urmare, cele două texte nu se contrazic. Nu se contrazic, sunt evident. Complementare chiar. E vorba de un comportament exterior, adică nu ne arătăm ca fățarnici, adică în sensul acesta să se vadă lumea că postim și să ne laude și așa, ci starea de post trebuie să aducă mai ales o anumită așezare lăuntrică, o bucurie lăuntrică, dar în al doilea rând e adevărat și acest lucru că postul este însoțirea pocăinței. Pocăință, zic, așteptare, în sensul acesta de schimbarea vieții, transformare și așteptare până când vom primi și haina de nuntă la vremea cuvenită și ne vom putea bucura de ceea ce înseamnă proximitatea față de Domnul și bucuria care vine în consecință. Am pomenit la începutul emisiunii despre puterea asupra demonilor pe care o dă postul și știm cazul fiului lunatic când ucenicii îl întreabă pe Hristos: noi de ce n-am putut să-l scoatem pe demon afară? Iar Hristos spune: acest neam de diavol nu este decât numai cu rugăciune și cu post. De ce dă postul o așa mare putere chiar împotriva duhurilor necurate? În primul rând, îndrăznesc să spun pentru că postul ne aseamănă foarte tare cu Domnul. Postul și rugăciunea. Domnul a postit și Domnul s-a rugat. Și atunci, cu siguranță, tot ceea ce ne apropie de Domnul înseamnă, din partea diavolului, o stare de neacceptare. Pentru că diavolul niciodată nu va putea accepta pe Domnul ca prezență. Și atunci, orice om care se aseamănă cu Domnul, se aliază cu el, se alipește de el și atunci, sigur, va primi în consecință această putere de a putea să le mingă pe demon. Dar în continuare și mai specific, postul este o formă de smerenie, la fel cum de altfel și rugăciunea. Că dacă postul arată o stare incompletă, să spunem așa, o stare de imperfecțiune cumva, în sensul că așteptăm plinătatea, la fel și rugăciunea, în sensul că avem nevoie de ajutor de la Domnul, ambele exprimă starea de smerenie. Ori diavolul niciodată nu va putea să suporte smerenia. Pentru că, de altfel, noi știm că această înțelegere inversă, de fapt, a și cauzat căderea lui. A fost mândru și a căzut. Și de aceea, orice gest de smerenie este insuportabil pentru el. Și în sensul acesta, postul alături de rugăciune sunt comportamente efectiv care însoțesc smerenia. Că în sensul în care noi și când postim și când ne rugăm, de fapt, noi recunoaștem că nu suntem în stare să-l învingem pe diavol de unii singuri și că avem nevoie de Domnul. Și atunci când omul se smerește și îl cheamă pe Domnul, atunci de fapt se împuternicește, să zic așa. Adică efectiv primește harul lui Dumnezeu care îl face să stea drept în fața ispitelor care vin din partea diavolului și efectiv să învingă Hristos din el în ceea ce privește luptele pe care și ispitele pe care diavolul poate să-i le provoace. Deci, cred că foarte mult ar trebui să înțelegem pe linia aceasta. Postul este un act de smerenie, iar smerenia, bineînțeles, este ceva de neacceptat pentru demon. Aș vrea să abordăm și un aspect legat de post care ridică destul de multe întrebări și controverse în zilele noastre. Este vorba despre postul copiilor. Sunt părinți care nu doresc să-și deprindă copiii cu postul, spunând că aceștia nu au patimi pe care să le țină în frâu sau că postul le-ar afecta dezvoltarea sau că vor avea timp să postească mai târziu. Alții, dimpotrivă, își obligă copiii să postească, chiar dacă se lovesc de refuzul vehement al acestora. Cum ar trebui să fie postul copiilor? E nevoie de discernământ. Vedeți, în biserică prețuim foarte mult discernământul. Postul nu este legat neapărat de patim, de existența patimilor, pentru că Domnul însuși a postit și el. Nu avea niciun păcat și nicio patim. Deci nu e vorba doar de patim. E vorba mai degrabă de post ca o disciplină și ziceam ca un act care este firesc omului și care îl arată pe om în ceea ce este el cu adevărat. Că dacă am zis că postul este un act de smerenie, păi omul este prin felul lui de a fi, este o ființă zmerită, limitată, vreau să spun, nu? Și atunci, cred că ca disciplină și ca forma aceasta de smerenie, până la urmă, toți avem nevoie de post și mai mult decât atâta, copiii au nevoie să fie învățați ce înseamnă postul. În spatele postului se arată și o anumită disciplină.
disciplină pe care cei care postesc o înțeleg mai bine. Și de aceea e nevoie de post și în cazul copilor și cu siguranță nu le afectează atât timp cât este în parametrii normali, nu le afectează dezvoltarea lor sub oricare aspect ne-am referit la aceasta. Dar e adevărat, nici exagerat și nici cu deasila. Nu. Nimic care merge cu deasila nu dă rezultate, mai ales de durată. De aceea aici se cere foarte mult discernământ din partea părinților, câte puțin. Acum zic și eu că mi-aduc aminte de copilăria mea. Părinții ne învățau despre post și sigur că mâncarea de post se făcea în miercurea și vinerea și posturi, dar dacă simțeam nevoie de altceva și spuneam lucrul acesta, nu ne opreau și dimpotrivă, chiar erau alături de noi. Pentru că uneori, da, copiii nu pot să țină așa cum țin ceilalți și n-ar trebui sub nicio formă obligați. Dar inițiați în această disciplină cu explicațiile aferente. A fost o vreme în care nu era nevoie de prea multe explicații, că majoritatea lucrurilor se primeau din familie și veneau ca într-un rând firesc, așa, din generație în generație. Însă socotesc acum că aproape cele mai banale practici religioase trebuie argumentate de părinți în așa fel încât să fie înțelese de copii. Până sunt mai mititei, ei vor respecta mai cu atenție lucrurile acestea. După ce vor mai crește, și mă refer aici în perioada pubertății sau adolescenței, s-ar putea să existe momente în care ei să refuze și chiar să se opună unor astfel de practici. Socotesc că în situația aceasta n-ar trebui forțați. Cu riscul de a fi, de a duce o viață paralelă decât cea pe care, gen, părinții pot să o ducă. Pentru că, oricum, dacă au avut o pornire bună, zic, în anii de acasă, după această perioadă în care, eu știu, fac experiența unor alte lucruri, au la ce să se întoarcă. Și dacă e să se întoarcă, o vor face de bună voie și pentru că ei decid lucrul acesta, însă nu forțat. Chiar dacă, părinți fiind, sigur, și-ar dori și ne-am dori să fie o consecvență și o continuitate în sensul practicilor religioase, însă nu e cazul să forțăm. Pentru că lucrurile care sunt însoțite de, ziceam, de silire, nu sunt durabile și nici nu aduc acea transformare lăuntrică de care pomeneam adineauri, ci mai degrabă, printr-o exigență la nivel exterior de a împlini niște lucruri, cultivăm ceea ce am numit omul exterior, dar nu omul lăuntric. Ei e nevoie de omul lăuntric. Și la vremea cuvenită, Dumnezeu va lucra în inima lor în așa fel încât partea exterioară să-l susțină pe omul lăuntric și va învia frumos omul lăuntric pe fundamentul pe care altă dată, cu timp în urmă, l-au pus părinții vis-a-vis de această disciplină. Să nu le fie teamă părinților să își exerseze copiii într-o mică disciplină a postului, că zic miercuri și vineri, că zic parte din postul mare sau din postul Crăciunului, până când vor reuși să postească integral, dar zic și dimineața, de pildă, nu? Când mergem la Sfânta Liturghie și la împărtășit, când sunt foarte mititei, sigur că le dăm și mâncare dimineață bună. Dar apoi, când mai cresc, și ei, încet, încet, e tare bine să fie învățați cu ceea ce noi numim postul acesta total, însemnând o perioadă, un timp, până când respectăm, să zicem, prevederile obișnuite înainte de împărtășanie. Pentru că, sigur, ne apropiem de Sfântul Potir, copiii și cei mari, dar zicem în sensul acesta mai ales copiii, că de ei era vorba, dar și în sensul acesta ei trebuie inițiați și susținuți cu explicațiile necesare pentru ca să se bucure de acest ospăț al trupului și sângelui Domnului, Sfânta Liturghie. Și apoi, legat de perioada critică a dezvoltării copiilor, de perioada pubertății, de perioada adolescenței, cred că părinții ar trebui să conștientizeze că postul este un antrenament al voinței. Cel care a reușit să se abțină de la alimentele numite de dulce în perioada copilăriei va avea șanse mai mari să se abțină mai târziu de la alte tipuri de substanțe care i-ar putea periclita sănătatea și dezvoltarea. Sigur, este o disciplină în spate, pentru că am evocat mereu acest termen. Postul în sine, dincolo de practica pe care o presupune, arată disciplină.
arată disciplină, exersarea voinței, așa cum ați spus, și mai mult decât atâta, supunerea voinței în sensul întâlnirii cu voința lui Dumnezeu. Pentru că noi înspre asta suntem chemați, să descoperim voia lui Dumnezeu și să ne asociem, să ne alipim de voia lui Dumnezeu, să o facem într-un fel una, să o suprapunem peste voința noastră. Și e foarte importantă această exersare a voinței pentru dezvoltarea psihoemoțională de mai târziu, ca să nu o zic pe cea, să nu vorbesc de cea duhovnicească, care este evidentă și de pe parcursul dialogului nostru. Ați pomenit puțin mai devreme de postul Mântuitorului Hristos, post de 40 de zile în pustia Carantaniei. Unii exegeți spun că n-ar fi mâncat și n-ar fi băut nimic Hristos în perioada aceea, acesta ar fi postul desăvârșit. Mai sunt și diferite tipuri de post în care ne abținem de la anumite alimente, posturi cu diferite dezlegări. Câte tipuri de post există până la urmă? În primul rând, insistam mult pe disciplina bisericii. Și disciplina bisericii ne învață postul obișnuit, adică de miercuri și vineri și posturile cele patru rânduite de biserică. Asta înseamnă un post cu produse care intră în această categorie. Nu? Adică renunțăm la tot ceea ce presupune carne și produse lactate, nu? În sensul acesta. Și rămâne la o hrană bazată pe legume și pe fructe. Nu? E postul obișnuit. Apoi este postul total de care ați pomenit, sau postul negru, cum se mai numește în popor, pornind de la postul Domnului Hristos sau postul și altora din istorie, Moise, apoi prorocul Ilie, dar zicem și oamenii lui Dumnezeu. Da, au fost mulți cei care au, pentru o perioadă de timp, și-au asumat acest post negru. Și noi avem postul total pe lângă postul acesta, cel puțin în anumite zile indicat, și mai ales în postul mare. Nu? Când în trecut, mai ales, se vărșea liturgia darurilor seara, presupunea acest post total. În biserică a rămas și această practică a postului total, dar pentru anumite zile sau pentru anumită perioadă. Sau în dialogul nostru cu duhovnicul putem să ne asumăm anumite zile de post negru, eu știu, vinerea sau miercurea, însoțindu-l cu un canon de rugăciune pentru sănătate sau, eu știu, pentru așezarea lucrurilor în viața noastră. Deci și în acest sens se poate accepta postul total și este, bineînțeles, o practică a bisericii la care avem acces și care este de foarte mult folos. Și vedeți că postul total este și atunci când ne împărtășim, nu? De seara, de la miezul nopții până după liturghie, este postul total. Adică fără mâncare și fără apă, nu? Fără apă. Și apoi ați spomenit și de postul cu dezlegări. Iarăși este rânduiala bisericii. Tocmai pentru ca să ușureze această disciplină pe care o presupune postul, nu uneori și mai ales în postul Crăciunului, sunt foarte multe dezlegări la pește. Și noi ascultăm de biserică și postim în restul zilelor cu mâncare obișnuită, dar atunci când este indicat dezlegare la pește, putem să mâncăm pește. Nu este obligatoriu, evident. Putem să mâncăm pește în sensul acesta de a ne degaja puțin din ritmul nostru, să spunem, mai acrivist, să spunem, sau din perspectiva aceasta un pic mai aspră a respectării postului. Sau în alte zile, postul mare, de pildă pentru cei care reușesc să țină postul în toată rânduiala, nu de luni până vineri, se mănâncă fără ulei, fără un de lemn, iar sâmbătă și duminica se face dezlegare la un de lemn și vin. Pentru a ne bucura acesta. Și trupește, fiindcă omul este o ființă psihosomatică, sigur, trup și suflet. De a ne bucura, dar și de a ne zdrăveni cumva. Că vedeți că dacă o ținem într-un ritm intens pentru o perioadă lungă de timp, organismul nu poate să facă față. Și atunci biserica are înțelepciunea ei, că alternează momente de post mai aspru cu momente de post mai relaxat, cu aceste dezlegări pe care le-ați pomenit. Sau sigur sunt și zilele acelea de dezlegare la lactate, nu la carne, de pildă nu când ne pregătim pentru postul mare, iarăși miercuri și vineri mă refer, la lactate și la pește, dar iarăși din această perspectivă alternării și a pregătirii treptate pentru ceea ce înseamnă postul mai aspru. Așadar, biserica își arată înțelepciunea în a alterna intensitatea postului vis-a-vis de conținutul pe care îl presupune și de, să spunem, de scopul pe care îl are în vedere, gândindu-ne la sărbătoarea pe care o pregătește. Preasfinția voastră, am avut astăzi un adevărat festin. Discuția noastră a fost un festin, însă acum trebuie să postim, trebuie să ne oprim, fiindcă emisiunea a ajuns la final, însă rămânem cu speranța că ne vom revedea curând în cadrul altei ediții.
nătăjduim că a fost de folos dialogul nostru. E foarte important să facem părtășie, să facem părtășie de ceea ce ne învață Biserica și de ceea ce reușim până la urmă să punem și noi în practică. Vă mulțumesc de această invitație și sigur le dorim tuturor credincioșilor care sunt alături de noi să aibă multe bucurii de pe urma postului și dincolo de bucurii să aibă și foarte multe semnificații lăuntrice de pe urma ceea ce ei se străduiesc să facă pentru Domnul și pentru întâlnirea pe care și-o doresc să o aibă cu El. Vă mulțumim! Gânduri bune! Dragii noștri, rămânem cu acest îndemn al Preasfințitului. Vă dau întâlnire și data viitoare aici la Trinitas TV. Până atunci, nu uitați de adresa noastră de e-mail pe care o vedeți afișată pe ecran, unde ne puteți trimite mesajele, întrebările, nelămuririle dumneavoastră. Să aveți o săptămână binecuvântată! La revedere!